Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, etalare pentru aprilie 2021. Dragii mei, ați primit mesaje de la înger, nu atât de spectaculoase ca alte zodii, dar rămâne de văzut ce va fi la crucea celtică. Simt o oarecare tensiune și apăsare, dar trecem peste asta. Primiți totul cu dragoste și apreciere, cât ar fi de mic și de trecător, primiți pentru că are rostul său în a vă susține eventual în anumite momente sau măcar a vă ridica cât de puțin vibrația. Deci primiți cu dragoste și apreciere, știind că scorpionii au o problemă cu primitul. Acceptarea este, are o grație a sa specială, acceptarea. Acceptarea lucrurilor pe care unii încearcă să ni le ofere, da? Și intrând în această grațioasă așteptare sau grațioasă apreciere, arătați și voi că iubiți. Adică, nu este suficient în dragoste să oferim, dar un fel de a demonstra dragostea noastră și acceptarea ofertelor celorlalți. În continuare, ce aveți? Simple acte de amabilitate. Dacă cineva vine cu un act simplu, nu atât de spectaculos, apreciați-l, acceptați-l, pentru că de acolo s-ar putea să genereze o întreagă poveste. Rămâne de văzut încă timp, evident. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Îmi place foarte mult cartea asta pentru că mi-aduce aminte de sufism, de derviși și rotitori. De mine că e cazul să mă mai învârt eu un pic ca să schimbăm energia. Este în jurul nostru dragostea, depinde de noi dacă vrem să o vedem. De aceea primiți totul cu apreciere, dragoste și apreciere. Haideți să vedem. Trebuie să schimbăm un pic vibrația asta. Am văzut mai multe cărți, uite, decepții, jocuri mentale și totul 6 de cupe cu un suflet pereche, cu cineva din copilărie, din trecutul vostru sau poate o împăcare după ce au fost niște jocuri mentale care au dus la decepții. Uite, lupte, ofensive, defensive. Of, 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 dar nici nu așa nu se poate ca toată lumea să se iubească mereu. Ia uite. Blocaje mentale, programări mentale, obsesii. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Mai. Aprilie 2021. Hai să vedem cum vor rezona aceste mesaje cu cele care vin. Central. 8 de cupe. Sunteți în faza de eliberare. Mai ales când va fi luna plină în Scorpion. Dar încă suntem în vibrație de lună plină, încă se fac eliberări. Pentru mine aceasta e cartea Scorpionului, da? Ideea este că trebuie să vă eliberați de acea energie grea pe care o simt. A venit de pe la Zodia Fecioare, dar să sperăm că nu are nicio legătură cu Zodia Fecioare, dar de este că trebuie să vă eliberați de această greutate sufletească. Scorpionii au foarte mult de eliberat. Foarte mult. Am și o lună aici și știu. Este 8, casa 8-a a Scorpionului. Da? Cupe. Da? Lună, Scorpion, Ascendent. Și Soare, evident. Nodul Nord. Nodul Nord vine cu multă karmă. Dar, în fine, aia e altă discuție. De este că trebuie să vă eliberați de ceva ce vă apasă ca să mergeți către nouă, către dragoste, către bucurie, către satisfacție, către, ia uite, primiți cu dragoste și apreciere. Măi, încă suntem în vibrație de lună plină, luna e în scădere, încă se pot face eliberări, încă se pot face până la luna nouă, să știți. Dar bine, atunci imediat după luna plină e cel mai intens, dar chiar și acum se poate. Provocarea este cavalerul de monede, că tot am văzut Zodia Fecioare și am zis de Zodia Fecioare, dar cavalerul de monede merge către a construi ceva cu răbdare. Rămâne de văzut cum se clarifică acest cavaler. Aici este provocarea. Construiți, mai construiți, mai aveți răbdare sau vă eliberați. Rămâne de văzut cum se va construi crucea celtică.
În trecutul îndepărtat, un trei de cupe, un moment frumos de bucurie cu prietenii, poate chiar cu sufletul pereche. O să clarific. Trei de cupe. A fost frumos cândva. Someday. Pe vremuri, ne simțeam și noi bine. Când nu era COVID-ul, ne întâlneam și noi cu prietenii. Mai ne plimbam și noi fără mască. Mai zâmbeam, mai ceva, ceva. Se mai înfiripa una alta. Acum ce să se înfiripe dacă suntem cu mască? Și să zâmbești că nu se vede nimic. În ultima vreme, trecutul apropiat, apare acest valet de bâte. În sfârșit apare un pic de pasiune, dar cam puțină pentru scorpion. E aici o provocare, o să încerc să o clarific. Ia, uite ce urlă căței. O scânteie, o pasiune, o atracție, poate un mesaj, poate cineva mai imatur, dar asta e. Primiți, vă apreciere, chiar dacă e imatur, chiar dacă e mai stângaci, e valet. Da, decât deloc, primiți valetul. Glumesc, evident. Este primit cu apreciere, da. Pentru că de la un valet se poate ajunge mai departe. Hai să vedem. Oh, în viitorul îndepărtat aveți un rege de monede. Rege de monede. Stabilitate financiară, profesională, autoritate. Wow. Aici sunt, vă concentrez mai. Sunteți foarte concentrați pe partea financiară. În această perioadă o să clarific. Aveți un șapte de monede. Vă gândiți în ce să investiți în dragoste? Apropo, că tot vă eliberați de niște cupe, de niște relații, de niște oameni, prieteni, colegi, iubiți, iubite, care nu v-au, poate chiar și locuri de muncă, care nu v-au adus satisfacțiile, nu v-au împlinit așteptările pe care le-ați avut, da? Deci este provocarea, detașarea emoțională sau implicarea practică în a vă construi ce? Această poziție de autoritate, această stabilitate financiară, profesională, înțelepciune, poate și un rol în familie. Dar în prezent aveți șapte, da? Sunteți un pic obosiți. Ați investit, aha, am înțeles. Că aici este provocarea. Șapte și cu unu, opt. Opt înseamnă ea, casa scorpionului, a banilor, da? Nu doar a sexului, și a banilor. Mai. Și cine am face fără bani? A taxelor. Sunt multe de plătit, apropo de taxe, dar sunt și bani de făcut. Ideea este că sunteți un pic obosiți în prezent. Ați investit, repet, în situații care s-au dezvoltat greu, cu cavalerul de monede s-au dezvoltat greu. Aici este provocarea. Băi, mai încerc, cam obosit. E o stare de oboseală. Și se vede în prezent cu acești șapte de monede. În ce să investesc ca să am mai repede spor? Da? Ce plante, că tot lucrăm în grădină, ce plante să pun acum în grădină? Ca să nu mi le mai mâneze vara ploile de vară sau să nu mi le, eu știu, afecteze grindina care va fi cine știe când, da? Nu chiar glumesc, da, sper că se înțelege, da? În ce să investesc ca să am spor? Sentimental, profesional. Și 8 și cu 1, da, 8 și cu 1 și, pardon, 7 și cu 1, 8. 8 înseamnă 8 de monede, transformare, prin muncă, prin implicare. Dar poate să fie, o să clarific, și nevoia de a vă... Băi, am nevoie de un ajutor, măi, apropo, primește cu dragoste și apreciere. Cât ar fi de puțin, o monedă. O monedă, un bănuț, o cafeluță, apropo de donațiile de sub video. Băi, cât ar fi de puțin, primiți. Eu nu prea știu, apropo de planetele astea în scorpion, eu cred că scorpionii nu prea știu să primească atât de bine ca alte zodii. Așa e părerea mea. Asta e părerea mea. Da. Hai să vedem. Pentru că dacă vine ajutorul ăsta financiar cât de mic, intrați în 8, în transformare și mergeți către regele de monede. Poate cavalerul să se transforme în rege, este posibil și așa. Pentru că vorbim de relații. De-aia zic, o relație care
apar așa mai fragilă în trecut, cu valetul de bâte și cavalerul de monede, pot să fie două persoane diferite sau aceeași persoană, dar care în viitor are potențial. Rămâne de văzut la clarificare cum se schimbă mesajul. O, Doamne, da, dă, Doamne, bănuți pentru scorpioni. Asul de monede, sfatul este, băi, începeți, mă, ceva nou, luați-o de la capăt, ceva nou, 8 și 1, 9, independență. Și mai aproape, da? 8, iată, mami, 8 și cu 1, 9, și mai aproape, da? 9, starea de împărăteasă, vă pregătiți pe acest, pentru acest rege, care o fi el. Bine, evident că poate să fie și invers. Da. Ideea este că trebuie să faceți niște curățări, pentru că nu puteți să atrageți abundență dacă sunteți în acele energii de ale trecutului, da? Și scorpionii atrag multe energii, în fine, de genul ăsta. Probabil că vine cineva cu marcaj în marcaj, nu apărat semn, marcaj în semn de pământ, sau cineva vrea să vă facă o ofertă stabilă. Cineva de care, aha, interesant, cineva de care v-ați detașat, poate și ei au plecat, s-ar putea cineva să se reîntoarcă, cu 8 de cupe poate să fie și o reîntoarcere după o eliberare, o plecare. Rămâne de văzut. Oh, exterior, 4 de bâte. Exterior, casa cuiva. Cu, nu zic musai că e semn de foc, deși văd un valet de bâte, ar putea să fie două persoane. Un personaj pasional, eventual cu Venus, Venus în berbec, cineva care are Venus în berbec. Da, și evident că dacă are Venus în berbec, se potrivește foarte bine cu scorpionul, care e și el marțian în felul lui, da? Da. Există două personaje și încă un personaj care vrea să vă ofere stabilitate, care vine în ce, de care v-ați detașat, s-au detașat ei, ați intrat în așteptare, na, na, na. Hai să vedem. De ce vă este teamă? Oh, nu cred că vă e teamă de regele de bâte. Poate, depinde ce face, o să clarificăm acest rege de bâte. N-are cum să vă fie vouă teamă de ceva, nu? Aici e chestia. Scorpionilor, vouă nu vă e teamă de nimic. Exagerez? Nu, vă e și vouă teamă de ceva. Însă, posibil să fie cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special în leu, care are are aere. Am vrut să zic aere de autoritate față de voi. Are aere. Probabil că veți te teamă că nu veți fi independenți, nu veți avea afacerea voastră, unii dintre voi care încă mai lucrați la niște chestiuni financiare, da, aveți nevoie de ajutor, de aceea ce primiți, da? Vă este teamă că nu veți ajunge în postura asta. Da, o să clarific acest rege de bâte. Cine poate să fie? Este o influență exterioară, da? Este o influență exterioară. Poate vine prea... Nu că v-ar fi teamă. Nici că vă intimidează. Nu, nici asta nu cred. Deși e în poziția fricilor. Ceva vă deranjează, am înțeles. Eu o energie. Sunt prea presanți. Da, așa simt. Cred că e același personaj. Mersi de inspirație. Vă rog frumos să-mi confirmați. Același personaj care posibil își dorește o relație cu voi, dacă sunt patru băte, simte că sunteți suflete perechi, într-un fel sau altul, simte o relație, dorește o relație faină, simpatică, în care să vă distrați, da? Dar, dacă în trecut a fost un pic mai imatur, posibil acest personaj la un moment dat să devină prea presant. Mai ales cu această energie. Băi, da, scorpionii au nevoie de subtilitate, au nevoie de o energie foarte... Sunt persoane private, scorpionii. Dacă vine cineva prea exaltat, prea exuberant, nu dă bine. Nu dă bine. Voi aveți nevoie de lucruri subtile, da, pasiune, dar nu neapărat în văzut tuturor, dar nu facem exhibiționism. Scorpionii nu o să facă niciodată exhibiționism. De ce îi spune asta, nu știu. Și nici nu se etalează, epatează. Nu. Așa simt. De ce este în poziția fricilor acest rege de bâte? Din multe motive, o să clarificăm.
Dar, repet, scorpioni adevărați, dacă nu sunt alte aspecte care îi fac să își dorească atenția publicului, dar e o atenție de suprafață. Lucrurile profunde le vor în viața privată. Da? Deci până la urmă tot vi-l doriți. Asul de bâte. Vă doriți asul de bâte. Și sfatul este să luați asul de monede. Da. Aici este. Probabil că acest personaj este nu prea intens, că pentru voi nu este nimic intens. E presant. Și uneori, scorpionii, adevărații scorpioni, au nevoie să se detașeze emoțional. Au nevoie să se intre într-o anumită lume a lor. Misterioasă. Au nevoie de mister. Prea multă strălucire. Da. Să fie, da. Au nevoie de mister. Interesant. Hai să vedem. Wow! Ce reușiți să faceți? Măi, vă atrageți acest împărat. Vă aveți doi regi. Un cavaler și un valet. Energie masculină. Să zicem că vă găsiți voi controlul și reușiți să dominați situația. Și regele de monede și regele de pământ. Ar fi frumos. O să vedem la clarificări cum se schimbă mesajul. Să fiți în control. Oh, da. De ce n-ar fi împărat un scorpion? Că poate. Să domine. Și în primul rând să-și domine emoțiile. Scorpionii pot să iubească și să n-arate. Ca și semnele de aer, de fapt. Pot foarte mult scorpionii. Ia să vedem ce mai arată aici. Oh! Și mai și interesant, dacă acest personaj vine cu aere, am zis bine, rămâne de văzut la clarificări, dacă acest personaj vine cu aere și încearcă să vă domine, mai ales dacă e berbec, poate să fie, deci avem posibilitate și berbec, avem posibilitate și tau, și împăratul în general e berbec tau, da, poate fi balanță, poate fi absolut orice zodie, și leu și scorpion. Dacă acest personaj vine cu aere, și încearcă să vă controleze ce face scorpionul. Se detașează emoțional, care 8 de cupe în suflet, da? Are această posibilitate. Oricând vrea, da? Călătorește, se detașează emoțional și ajunge la regele de cupe. Este în starea de calm, da? Vrei dragoste? Uite, astăzi îți arăt atât. Mai stai prin preajmă dacă vrei mai mult. N-am cum să-ți arăt tot oceanul, că altfel te eneci cât ai fi de împărat. Te eneci în oceanul ăsta de emoții, de dragoste, da? Evident că fac așa mici glume, dar ideea este că cine vine să vă preseze, vă puteți detașa oricând și vă puteți echilibra emoțional. În momentul în care faceți acest pas. Eventual, unii dintre voi, dacă aveți acest personaj că în poziția fricilor, repet, și apare într-o formă sau alta. Da, vă doriți pasiune. Vă doriți pasiune. Sfatul este să aveți nu doar pasiune, să aveți și o relație stabilă. Și aici este, dacă acest personaj oferă doar pasiune și nu stabilitate sau nu și stabilitate, ce zice? Te primește cu dragoste și apreciere? Ok, mulțumesc, la revedere. Pentru că aici e provocarea. Cine vine să vă ofere de durată? Deci, vedeți, da? Regele. Voi aveți nevoie, pentru că în viitor apare regele de monede. Aveți nevoie de stabilitate. Sfatul este asul de monede, da? Da, vă doriți pasiune. Dar nu doar atât. Nu doar atât. Ok, le pun pe astea trei. Nu, luați doar așa, da? Hai să las așa astea trei. Și vedem la clarificare. Ia uite. Evenimente neașteptate, vești neașteptate despre cineva care vrea să colaboreze cu voi după o perioadă de stagnare. Cine vrea, da? În care s-a tăcut. S-a tăcut. Regina de spade și Marea Preoteasă. Poate puteți să fiți voi în relație cu un semn de aer, voi, mari preoți și preotese. Da? E foarte intuitiv în sensul ăsta. Da? Sau
Această regină de spade a tăcut despre o relație, despre o familie, despre ceva. Și acum își dorește să vină să colaboreze cu voi. Maybe. Hai să vedem. Hai să vedem. Multe persoane în jurul vostru vor una. Haideți să vedem. Să mă așez eu mai bine. Clarificăm, te rog frumos, pentru Scorpion. 8 de cupe. Hai glumești și eu ca să treacă timpul mai ușor. Că fără clarificări, parcă nu se înțelege nimic, nu? Chiar dacă unor clarificările... ce super! Mai, follow your intuition. Urmați-vă intuiția. Da? Aici este. Mergeți către 9 de cupe, către creșterea voastră spirituală. Ascultați-vă intuiția, scorpionilor. Ascultați-vă intuiția. Dacă a trebuit să vă detașați cândva de cineva, nu regretați, pentru că a trebuit. Dacă cineva a plecat și voi simțiți că ar fi un anumit motiv, să știți că așa este. Intuiția voastră vă spune bine. Sunt niște secrete. Ascultați-vă intuiția. Marea preoteasă în suflet. Poate că aveți un personaj, da, poate, unii, vă doriți această mare preoteasă sau mare preoteasă, nu, mare preoteasă, chiar dacă e energie feminină, poate să fie și bărbat. Vă doriți un om care vă simte, da? Așa simt. Vă doriți un om care vă simte, cu care să aveți creștere spirituală. Să vorbiți despre lucruri oculte, evident, ca un adevărat scorpion sau scorpioancă ce sunteți, da? Și dacă asta înseamnă să vă detașați de cei din trecut, asta e. Sau de o anumită energie, în primul rând trebuie să vă detașați. Știți bine de energiile negative ca să creștem. Să mai clarific Marea Preoteasă. Hai mai dăm o carte pentru Marea Preoteasă totuși. Am văzut Regele de Cupe. Ar putea să fie un alt semn de apă care vă înțelege, posibil. Scorpio. Da, lucrați în secret la transformarea voastră. Iar este, mai, puteți să fiți voi. Renașteți într-o altă formă mult mai înaltă, vibrațional. După ce vă eliberați, că știți că scorpionii stau în energii foarte acaparante, întunecoase, da? Pasiune, nevoia de bani, până încep să se transforme. Și unii începe să vă transformați din punct de vedere sufletesc într-o direcție frumoasă. Posibil vă atrageți pe cineva, vă atrageți după această eliberare, începe să manifestați. În cât timp se va manifesta, veți trăi. Dacă faceți aceste curățări energetice, dragii mei, emoționale, sufletește în primul rând de karmele pe care le-ați strâns în viața asta și viețile anterioare, că faceți această transformare, vă atrageți această mare preoteasă, un personaj cu vibrație înaltă. Visul vostru. Așa simt. Iau valetul de cupe, o nouă lume. Da? O nouă lume. Vă eliberați. De, probabil, niște chestii financiare, de niște iluzii, de niște discuții, dorința de a comunica cuiva, de multe chestii, ca să manifestați cu pași mici vindecarea voastră și creșterea voastră. Văd marcajul mă special pe pești, cu valetul de cupe și Marea Preoteasă. Evident că poate să fie și un alt scorpion sau cineva cu marcaj în scorpion ca să vă oglindiți în ei. Asta pentru că am zis, dacă vine cineva prea dur, îi lăsați. Îi lăsați și mergeți către Regele de Cupe. În primul rând, îi lăsați ca și vibrație. Îi lăsați, vă detașați. Hai să vedem în continuare. Provocarea este Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede poate să însemne foarte multe. Nevoia voastră de a vă construi ceva sau dorința cuiva de a construi, dar care se manifestă foarte greu. Cavalerul de Monede, te rog frumos, clarificăm Cavalerul de Monede pentru scorpioni. O să stea... Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede vrea să înceapă ceva de la zero cu voi. Vrea să înceapă ceva de la zero cu voi, după ce lasă... Are în spate, dacă a lăsat-o, ar fi bine să lase. Dacă nu, are în spate o familie foarte toxică. Poate să fie familia, persoana cu care s-a căsătorit. Poate să fie neamul din care se trage, da? Sau ver, sau eu știu ce. Poate să fie și un job. Evident că 10 de monede nu înseamnă doar familie. Este familia voastră profesională, da?
foarte toxic. O chestie sau obsesia pentru bani, obsesia pentru avere, să lase, eu știu ce, e o obsesie. Da. Ei, și încearcă să lase de la, să ia de la zero și să vă ofere ceva. Acum rămâne de văzut ce oferă, cât oferă. Cu o monedă din 10 este, dar primiți cu apreciere. E foarte stresat, a vrut să se arate și această carte. Este foarte stresat acest personaj. Este foarte stresat, vrea să colaboreze, am zis? Da, vrea să colaboreze și am văzut mai devreme colaborarea. Nu poate să doarmă noaptea. Cum să facă, cum să iasă, principiul. Lăsăm așa doar zero, pentru că poate mai vor să apară și alte cărți pe undeva. Ok, clarificăm 3 de cupe în trecut, 3 de cupe în trecutul îndepărtat. Ia uite, uite cum reapare. Uite cum reapare, măi. 3 de cupe. Posibil să fie același personaj, da? Același personaj care a simțit, v-a recunoscut sufletul, s-a simțit foarte bucuros în preajma voastră, în vibrația voastră, unii dintre ei. Dar a vrut să fie ceva între voi. Dar mai avea pe altcineva, sunt 3 cupe. Ideea este, da, clar, mai avea, pentru că apare și aici, apar 3 persoane, apare aici o relație sau o situație care consumă, repet, poate să fie job, poate să fie familie, toxică, un contract toxic, niște responsabilități toxice, da? Și acest personaj a dorit, e cavalerul de spade care vine acum cu comunicare, cu oferte de spade sau de monede, poate să fie același, da? A vrut să comunice ceva, dar cred că a fost comunicarea imatură la acel moment. Să sperăm că acum vine cu altă vibrație, dacă vine. Adică nu vine, dar clar vine, dar vine cu altă vibrație. Acesta e personajul din trecut. Obsedat de bani, eventual, de relații, da? Și care se pune singur în situații epuizante. Din cauza imaturității sau din cauza... din dorința de a place, de a atrage atenția. Așa simt. Ia uite, au fost îndrăgostiți, nu zice nimeni că n-au fost, dar și obsedați. Au fost, da, de la început au fost. Au avut așa o chestie, Black Scorpio. Dar, vedeți și voi, cu ce a venit. Daia a plecat, Daia și voi v-ați detașat pentru că ați intuit intuiția, da? Că trebuie să moară acea situație și dacă vă mai întâlniți, va trebui să fie totul altfel, da? Într-o nouă viață. Valetul de bâte, vă rog frumos, valetul de bâte. Valetul de bâte. Valetul de bâte... A fost clarificat de eremit un mesaj din partea voastră sau al cuiva. Poate să fie și a voastră către cineva și a lor către voi. Un mesaj la un moment dat după o perioadă de tăcere. După o perioadă de tăcere. În care, în această perioadă, ar fi trebuit să se vindece ceva. Să se echilibreze. Suficient cât să aibă loc o creștere. Da? Și o manifestare. Dar am senzația că nu s-a manifestat pentru că s-a oprit la stagnare. Da, la stagnare pentru că cineva nu a comunicat suficient de deschis. A limitat comunicarea doar la partea sexuală sau pasională, doar a exprimat doar faptul că vă place într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin stângaci, dar nu a exprimat de fapt că își dorește mai mult. Așa simt, pentru că a apărut acest spânzurat stagnarea și acest rege de spade care e destul de sobru, da? Exprimă pasiune doar când vrea. Cavalerul de bâte.
Un cavaler, valetul de bâte. Valetul de bâte, eventual, are nevoie sau a avut nevoie de o tăcere, de o creștere și vindecare, de niște traume. Ah, interesant. Are nevoie de o creștere spirituală cu acest eremit. Eventual, dacă face parte din persoanele pe de care vreți să vă detașați, că am vorbit de 8 de cupe de detașare, da? Parte din trecutul apropiat. Un pic mai apropiat de ce am zis cu 3 de cupe și cu diavolul, da? Ar putea să fie alt personaj, da? Acest personaj, mai tânăr decât voi, cred, pentru unii, are nevoie să treacă printr-o călătorie spirituală, are nevoie să se vindece de niște traume, așa simt, are nevoie să se vindece de niște traume față de mama sa și față de energia feminină în general, mai ales dacă sunteți doamne, acest personaj nu știți cum să se poarte cu doamnele, chiar dacă vă apreciază, nu știe cum să arate aprecierea. Pentru că încă mai are de vindecat și de înțeles niște lucruri despre el, despre traumele prin care a trecut. Are de făcut această lucrare, shadow work, e în engleză expresia, lucrarea de umbră, toți avem din când în când de analizat umbrele noastre, cât au rămas, pentru că rămân, chiar dacă curățăm. Aici este acest personaj. Dacă a fost tăcere, poate că a încercat să se vindece un pic și încearcă să arate un pic de apreciere față de voi. Nu doar interes, nu doar atracție, ci și apreciere. Faptul că sunteți o persoană valoroasă. Dacă. Nu știu de ce. V-am zis, mi se pare că încă n-a ajuns acolo. Ar trebui să mai lucreze. Acest personaj, așa simt. Că ar trebui să mai lucreze. Hai să clarificăm 7 de monede în prezent. De ce așteptați? V-ați plictisit, mai de oameni. Unii dintre voi, au sunt prea multe cărți, v-ați plictisit de oferte de-astea, de jumătăți de măsură, sfertă. Dar primiți cu apreciere măcar, nu neapărat să mergeți. Ia uite, e turnul. Totuși, un eveniment neașteptat vă va întrerupe această așteptare. În sfârșit, ceva care ne scoate din plictiseală, da? Un eveniment neașteptat. Poate că un eveniment neașteptat v-a separat de cineva, iar este foarte posibil că apare acea. Uitați! Și moartea vine tot într-un mod neașteptat, da? V-ați separat de cineva din punct de vedere emoțional, tocmai ca să creșteți, tocmai pentru că v-ați ascultat intuiția. Dar în prezent aveți un eveniment neașteptat. Eureka! În primul rând, Eureka! Cum să faceți bani eventual? Cum să ieșiți din starea asta de oboseală? De relații plictisitoare? Mai nu știu. Nu cred că scorpionii pot să stea. Eu am și scorpion și vărsător. Relațiile plictisitoare, am repulsie pentru așa ceva. Da, asta e, turnul. Turnul apare, ia să vedem. Clarificăm și turnul. Dacă vrei, tarotul meu. Oh, ce frumi-frumi! Așa, da, așa vrem și noi. Da? Vine cineva de la drum să facă niște declarații. Iar o fi semnul ăsta de foc care vine. O fi semnul ăsta, depinde cum vine, da? Pentru că este influență exterioară. Posibil pentru unii, da? Să vină de la un drum, da? După o perioadă de calm. Apropo că am vorbit de valet, am vorbit că trebuie să se vindece și apare totuși aici vindecarea sau ordinea mentală cât de cât și-a mai adunat un pic mințile, da? Ideea este că într-un mod neașteptat apare această dragoste. După ce s-a stat, nene, la ce s-a mai stat, s-a stat, s-a stat, s-a stat. Îmi place. Așa, da. Mai lucrează și îngerii, că tot e pe cale, Iriana. Mai lucrează și ei. Mai dau și ei săgeți unde trebuie, da? Cui trebuie. Ok. Da, exact, după tăcerea asta despre care am vorbit la valetul de spade, de bâte. Clarificăm, te rog frumos.
Asul de monede. Sfat. Asul de monede. Clarificăm sfat. Doi de spade. Alegeți. Ia, ce? Asul de monede. Că e sfat. Alege asul de monede. Alege un nou început. Cu cine? Probabil că ei trebuie să aleagă, dacă nu voi, poate și voi. Eu nu sunt măritată, slavă Domnului, nici nu vreau. Da, contracte, nu, nu-mi doresc contracte. Dragostea se poate trăi și în afara contractului. Deci, cineva trebuie să aleagă, posibil voi sau alt personaj care vine spre voi să aleagă între familie, job și o nouă relație stabilă cu voi. Aici este sfatul. Aici este sfatul. Aici este sfatul. Aveți și aici un cuplu frumos, o familie, dar rămâne de văzut cum, în ce context. Da, ia uite. Trebuie să aleagă acest personaj. Cui dă mai mult? Soției, soțului sau vouă? Dacă e un triunghi, da? Și atunci trebuie separat. Dacă nu e triunghi, poate să fie mama, tata, știi, care așteaptă ajutor financiar sau eu știu de care ajutor și voi. Clarificăm 4 de monede pentru scorpion, măi scorpionior. În sfârșit a apărut un picuț de dragoste și la voi. Hai mă! Clarificăm 4 de monede, influență exterioară. Cine vine cu 4 de monede? Flacăra voastră, geamănă, că am văzut 4 de monede și îndrăgostiți. O fi flacăra, că am văzut și Divine Masculine. Că ar putea să fie Divine Masculine care vine către... Da? Deci, Divine Masculine, da, care vine către scorpion sau scorpioncă, în fine, posibil, posibil să vină ei către voi, să vină ei, dar nu uita și prima variantă care am spus-o. 4 de bâte, te rog frumos, clarificăm. Pentru scorpion în poziția influenței exterioare. 4 de bâte. Ce exterior? 4 de bâte. 4 de bâte. Pentru scorpion. S-a întunecat, s-a înserat. 4 de bâte. Ohoho! A venit cavalerul, da. Cavalerul care vrea să vă fure... Să vă ducă într-un loc al lor, da, și să vă bucurați împreună. Că e o întâlnire cu prietenii, că e un bar, că e un restaurant, că e la ei acasă. Și să aibă o aventură. Visul unora. Rămâne de văzut cum se materializează, dar vine, vine cu pasiune, da? Posibil pentru unii să fie flacăra voastră geamănă, că vine, ia uite, și aici vine 8 de spade de bâte și aici e cavalerul, încă e în poziția asta. Încă e. Probabil că se așteaptă niște ceva. Deblocări. Da? Ridicare din lockdown. Să-și facă curaj. Să mă întâlnesc cu scorpion sau cu scorpion ca mamă să fac curaj. Că... nu că n-ar avea curaj, dar știe că nici cu voi nu e ușor, da? Nu că n-ar avea curaj. Are curaj acest personaj. Chiar prea mult, că de-aia e în poziția fricilor acest rege de nu fricilor. Ceva vă deranjează. Dacă încearcă să vă domine, încearcă să începe să vă deranjeze. Deci acest personaj vrea să... Posibil să aibă și alte planete în semne de foc. Pentru mine asta e cartea săgetătorului. Aici este Venus în Berbec. Ar putea să fie și aspecte în Leu. Da. Aici este provocarea, că acest personaj, dacă este un playboy, să încerce să fie mai stabil. De-aia a venit așa. Încă e în transformare și băiatul sau fata sau cine o fi. Încă e în transformare. E o influență exterioară. Rămâne de văzut dacă îi veți primi. Cum îi veți primi? Ia uite, e un secret aici. Trebuie să decidă, da? Am zis, mai ales și la voi, că și voi trebuie să alegeți. Să decidă între această stare de euforie pe care o simtem în preajma voastră și eventual starea de confuzie, de mister pe care totuși o creați și trebuie să o depășească, să o învingă. Poate să aleagă între o stare de satisfacție cu prietenii, distracții,
că am văzut și 4 de monede de bâte și 9 de cupe pot să fie distracții, și să vină înspre voi, dar într-un mod mult mai profund, mai misterios, mai emoțional. Luna poate să exprime și niște frici ale lor. Dacă sunteți flăcări gemene, reținerile voastre se proiectează și în starea lor interioară și au și ei niște rețineri. Dar probabil că au motive, da? Pentru că știu, cred că știu că aveți nevoie de lucruri serioase, nu de aventuri. Regele de bâte, te rog frumos. Regele de bâte în poziția fricilor. Regele de bâte, te rog frumos. De ce în poziția fricilor? Văd și dezamăgire. Interesant că s-a oprit la 3 de spade. V-a dezamăgit acest personaj. V-a dezamăgit. Ia uite, de v-a adus și lacrimi. Dar, dragii mei, cred că și ei plâng. Da, este interesant. Aici este. A încercat să vă domine. Da, aici e problema. A venit cavalerul așa. Mai să mă duc, aș vrea să mă duc, dar cum să mă duc? S-au spus niște cuvinte, s-a întâmplat ceva, de s-a ajuns și la lacrimi. Și totuși, cartea care a vrut să iasă este 10 de cupe. A fost un ideal care a fost dărâmat din cauza dorinței de a domina, din cauza cuvintelor. Ce puțin iubire, sughiți iubire! Ai vină la mamă, haide, nu mai sughița. Da? Nu, iubire. Ai, stai cu minte. Da, și ați ajuns la lacrimi. Dar și ei regretă. Da? Regretă că nu s-au temperat. Da? Regretă că nu s-au temperat. Ce iubire! Nu mai sughița scumpa lui mama. Ha! Aici este. Probabil că și voi ați avut un ideal, ați avut impresia că o să fie bine și... Aici este reținerea. Clarificăm, te rog frumos, asul de bâte. Iubire, nu mai sughița, morița, mura. Asul de bâte. Nu mai sughița scumpa lui mama. Sunt multe, dar văd și împărăteasa. Ok, am văzut și împărăteasa, am văzut și asul de spade, nu, regina de spade, am văzut mai multe. Haideți să vedem. Asul de bâte, sper că nu decalează sunetul, faptul că am pus un picuț de pauză. Asul de bâte, te rog frumos, clarificăm asul de bâte. Vă doriți asul de bâte, dar un nou început. Justiția pentru cineva. Ia uite. Interesant. Asul de bâte. A fost clarificat de lună. Mura! Nu mai sughița scumpa. De lună de putere și de justiție. Așteptați ca cine vine. Cine vine să vă ofere acest as, să vină corecți, da? Să vină corecți, într-o energie dreaptă. După ce o perioadă s-a reținut în a-și arăta emoțiile. Am văzut luna mai devreme și la regele de bâte, da? Interesant care a apărut și aici, da? Eventual a avut o reținere față de voi, pentru că luna reprezintă pești, drac, scorpion. A avut o reținere față de voi, s-a abținut în fața voastră, n-a vrut să-și arate. Am zis, n-a vrut să arate nici ce simte. Da? A vrut să domine, într-un fel sau altul, da? Că asta e puterea, să-și domine emoțiile acest personaj. Da? Cu o fi balanță, cu o fi leu, cu o fi fecioară, cu o fi alt semn de foc. Ia. Sau alt semn de apă. Variază, voi știți, da? Deci vă doriți, da. Dar să vină într-o energie corectă, înaltă, că tot așteptați, da? Voi sunteți acum pe Marea Preoteasă. În sufletul vostru începe să creșteți unii. Unii. Da? Vă doriți această ofertă să fie corectă și din acest motiv la sfat aveți și asul de monede, pentru că puteți să aveți și pasiune și relație de lungă durată, stabilă.
Dacă a ținut secret o situație, un contract, apropo de familie, dacă a ținut secret, Luna, da? Dacă a ținut secret o altă relație, voi vreți să vină corecții, ca așa au venit cărțile. Să vină corecții. Eventual, frumos ar fi interesant mesajul, pentru că, interesant, în sufletul vostru a apărut 8 de cupe și moartă, da? Voi v-ați detașat ca să vă curățați, așteptați ca și voi, ca și ei, să vină curățați energetic, adică curățați de karmă, da? Curățați de karma asta, a dorinței de putere, a secretelor pe care le-au ținut, așa simt. Și eu cred că simt bine, așa simt. Așa simt. Ia uite, temperanța. Vindecare? Hai mă, că zi bine. Colaborare doar în acest termen. După ce, ia uite, v-a lăsat în frig, în ceață, în probleme, poate chiar de sănătate. Clarifică-mi, te rog frumos, în viitor. Iubire, nu mai sughița scumpa mamii. Regele de monede. Ce acest regele de monede? Regele de monede în viitor. Regele de monede în viitor. Regina de spade. Opa-sa. Opa-sa. Regina de spade. Iar niște chestiuni legale legate de moșteniri, de familie, de poziții profesionale, familiare. Da? Dacă e acest personaj, dacă este balanță sau alt semn de aer, că am văzut aici alt semn de aer, doi de spade pentru mine reprezintă Marte sau Marte în balanță, mă special. Dacă e balanță, posibil că ar fi, cel puțin așa ar fi frumos, să vină cu o ofertă stabilă, da? Cu o ofertă stabilă. Dar, dacă vin căsătoriți, pentru că s-a oprit la cartea mincinosă. Dacă vin și sunt în continuare căsătorii sau în contracte sau în continuare se dovedesc a fi materialiști și neimplicați, cred că se va produce separarea cu regina de spade. Se va comunica această separare, așa simt. Pentru că nu degeaba a venit, da? Cineva încearcă să mimeze renașterea, să falseze renașterea și schimbarea de energie. Cineva fuge de această renaștere. Și nu degeaba s-a oprit aici, în viitor îndepărtat la regele de monede și regina de spade. Dacă ei vor să fugă dintr-o căsnicie, e alegerea lor, dar cel mai bine fugi din punct de vedere legal, adică cu toate actele în regulă. Da? Nu cred că vă place să fiți în triunghiuri amoroase, dragii mei, Scorpion. Cel puțin eu așa cred. Rămâne de văzut ce principii aveți voi, da? Hai să clarificăm totuși împăratul ăsta, că văd că el se manifestă. El se manifestă în mod special, împăratul. Cine e acest împărat? Clarificăm împăratul. Clarificăm împăratul. Clarificăm împăratul. Carte. Clarificăm împărat. Cine acest împărat? Mama, dar ce poveste. Nu prea îmi place. Ok, mai dă-mi o carte. Nu asta. În primul și în primul rând. Împăratul a fost clarificat. Deci ce reușiți să faceți? S-ar putea tot să vină acest personaj de foc, da? Că tot aveți în prezent, da? 8 de cupe și îndrăgostiții. 8 de cupe, 8 de spade. Cineva vine într-un mod neașteptat să-și exprime dragostea sau să vă scoată din această stare de așteptare. Poate că așteptați pe cineva și vine altcineva. Este așa, este posibil, da? Dar într-un mod neașteptat se întrerupe această așteptare și vine această oboseală relațională cu, eu știu, XY, da?
Ieșiți, ieșiți într-un mod interesant, prin acești îndrăgostiți, prin această discuție cu cineva care vă oglindește într-un fel sau altul, măcar o latura voastră pasională, în fine. Am văzut și cavalerul, dați în urmă. Ideea este că am zis că ce reușiți să faceți sau ce se materializează până la sfârșitul lunii, acest împărat. Am zis că puteți să fiți voi în control, evident, cine vine, dar să vină ok, corect, da? Ca să-i primiți corect. Dacă nu vin, nu-i primiți. Însă, acest personaj, posibil să fie acest marcaj în semn de foc, dați la valetul de bâte, dați la patru de bâte, dați la regele de bâte, eventual și la poziția dorințelor, dați în urmă. Acest împărat. Să vină iar într-un mod neașteptat pentru că aveți turnul și 8 de bâte. Amândouă exprimă energie care vine de la drum, da, cu mesaje și 8 de bâte înseamnă mesaj și valetul de și cavalerul de spade înseamnă mesaj. Cavalerul de spade și turnul înseamnă energie neprevăzută, da. Ideea este că acest personaj vine după o perioadă, dragii mei, de tăcere. Asta am văzut-o la valetul de bute mai devreme, dați în urmă. După o perioadă de tăcere în care a încercat, să sperăm că a și reușit să înțeleagă, da, ce s-a întâmplat între voi. Da, de ce relația voastră nu a mers, da? Cine ce a spus, cine ce a făcut, da? Au fost lacrimi, a fost o sărăcie. O sărăcie în ce sens? Un chin, mai bine zis, nu sărăcie, că în acest context nu știu dacă se potrivește cuvântul. Un chin în care ați tras să fiți într-o relație. Cât a fost ea de scurtă sau de lungă, da? V-ați chinuit să fiți într-o relație. Cineva vine. Vine să explice ce a înțeles, ce a înțeles eremitul, da? Să explice ce a înțeles din toate situațiile prin care ați trecut. Și eventual e acest personaj care vrea să ofere stabilitate. Totuși, împăratul în varianta sa superioară oferă stabilitate. Să sperăm, pentru că se vede un șase, iar o altă călătorie, da? Aici iar călătorie, da? Și aici iar călătorie. Acest împărat să vină înspre voi, aici să fiți voi, da? Împăratul să vină spre voi și să explice ce a simțit, ce a înțeles și eventual să ofere stabilitate. Să ofere stabilitate. Oricine ar fi această zodie, acest personaj. Să încerce să ofere stabilitate. Dacă nu oferă stabilitate, decideți. Decideți. Pentru că a apărut și aici un cavaler de spade, ar putea să fie același personaj sau ar putea să fie alt personaj vestră. Și veți vedea, pentru că sunteți mulți, da? Ar putea să fie același personaj care își dorește să comunice faptul că își dorește stabilitate. Da? Stabilitate și aici, comunicare, stabilitate și comunicare și în viitor, posibil. Da? După o perioadă de tăcere în care s-au înțeles niște lucruri și voi ați fost supărați și ei. Cam asta e. Asta pentru că la capătul setului de cărți apare, ce frumos, 9 de cupe. 9 de cupe, multe emoții, deși nu s-au comunicat regele de spade, iar și regina de spade. Nici unul, nici altul, că nici scorpionii nu comunică chestiile astea, chiar așa, oricând, oricum. Da? Și totuși, emoțiile au fost, recunoașterea sufletească a fost, este, va fi, da? Dar acest personaj nu a comunicat ce a simțit, deși a simțit multe emoții. Nu știu cum o să dau titlu, dar este frumos. Nu e la fel de opositoare ca Etalarea de la Fecioară, dar este așa, simți niște chinuri, niște strădanii ale cuiva. A, și ce vreau să zic, da, vine să explice că vrea să ofere, da, și apare în continuare, că am cerut mai multe clarificări, cavalerul de cupe și valetul de cupe. Cor fi scuze, cor fi un pic de romantism, da? Cor fi un pic de romantism după ce explică toate chestiile astea.
posibil, da? Să vină apoi să schimbe abordarea și să-și arate și latura sa emoțională, da? Acest împărat. În momentul în care vine șase de spade către voi. Așa simt, Doamne ajută să fie adevărat, pentru că îmi doresc, dragii mei Scorpion, să vă bucurați și voi de un suflet adevărat. Un suflet care este potrivit pentru voi, dar cu cât vă ridicați în vibrație, nu uitați, da, ce a apărut aici în suflet, cu cât vă eliberați de trecut, de dureri, de tot ce e mai rău și vă ridicați în vibrație, cu atât vă atrageți suflete mai înalte sau dacă aveți o flacără geamănă care și ea trebuie să treacă sau ea, el, să treacă prin transformare, transformarea voastră îi ridică și pe ei și vă întâlniți într-o altă, da? Într-o altă fază, de aia ce moare vechea energie, vechea relație și se naște o alta, mult mai înaltă. Doamne ajută! Oricum, primiți cu dragoste și apreciere. Dragostea este peste tot în jur și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa! Sper că v-a plăcut, da?